Legume, fructe, brânzeturi, mirodenii, muzică, mâncare și voie bună. De asta au avut parte făgărășenii care au participat în perioada 4-5 octombrie la sărbătoarea recoltei din municipiu, care s-a organizat lângă cetatea Făgăraș. Și copiii au avut multe opțiuni, deoarece s-au organizat și diverse ateliere de creație special pentru ei. O ediție din punctul meu de vedere reușită, întrucât am avut o diversificare a activităților, atât activități de comerț, dar și activități ale meșterilor din țara Făgărașului și nu numai. Muzică, dansuri, voie bună, concursuri, atelier de creație pentru copii și, bineînțeles, ne-a ajutat foarte mult și vremea acum să-i mulțumim și celui de sus că a fost alături de noi. Sper din tot sufletul ca oamenii să fi primit cu bucurie și cu o latură pozitivă ce s-au petrecut aici și sperăm ca anul viitor să venim cu alte surprize alături de sau pentru făgărășeni. Printre atracțiile principale s-au numărat demonstrațiile făcute de fierarii veniți de la Casa Caldelor din Sibiu și a meșterilor care cunosc tainele olăritului. Ei au făcut școală de profesionale de ceramică. Au fost une fabrica de ceramică și acolo la bătrânul meșter, acolo am învățat. Toată meu n-am făcut meseria aceasta. Făgărășenii sunt interesați, oamenilor le place, cu ce ați venit? Da, interesate de copilul, mă interesează mai bun. Copilul place pe copilul. Am făcut o părere 200 și ceva. Părerții am făcut, de m-am menajat atunci acasă. Și faceți orice, nu? Din... Da. Orice, dar... Ce facem? Facem o vază, mică, porele, indiferent ce clienții ce trebuie. Gurmanzii s-au înfruptat dintr-o gamă largă de delicatese, la loc de cinste stând purcelul la proțap și mâncarea la ceaun. Desigur, din meniu nu au lipsit nici tradiționalii mititei, care au putut fi achiziționați și de la tarabele comercianților. Fericirea a fost mare și în rândul producătorilor, care au reușit să vândă o bună parte din marfă. De unde veniți? De Mândra. Mândra. Și produsele le-ați făcut dumneavoastră? Ale noastre, suntem producători, direct producători, da. Totul bio? Da, da. Și oamenii s-au arătat interesați? Ce s-a dat cel mai bine? Da, miere am dat mai bine, da. Produse de ale mierii, da. Vă place această sărbătoare? O idee bună? Da, e bună, da. E bună că ne mai vindem și noi produsele, da. Pe scenă s-au desfășurat piese de teatru și au urcat diversi cântăreți de muzică populară și ușoară pentru a încânta publicul numeros. Am și cântat, primul am cântat eu o doină la fluier și mai am un băiat acolo și mă simt foarte bine și mă bucur că sunteți și dumneavoastră pe aici, că ne mai luați câte un interviu și aceste sărbători ne mai descrețește fruntea. Noi ăștia netate... Suntem cam sătui de atâtea rele care sunt în țara asta. În anul ăsta atâta recolt a fost și cartofi și ceapă. Foarte important, foarte frumos, foarte bună cu totul, organizare, totul a fost ok. Ce ați cântat? Am cântat niște învârtite, jocuri de doi, niște jiene, foarte, foarte frumos. Recolta cum e? Foarte bună, acest an foarte bună, frumos, ne bucurăm pentru ce avem acest an. În consecință, această ediție a sărbătorii recoltei a fost un succes și s-a bucurat de un public numeros. Organizatorii spun că doresc ca acest eveniment să fie tot mai mare de la o ediție la alta și că pe viitor o să pregătească și mai multe surprize.